Da, ne-am întors în direct. Suntem în studio cu domnul director Gică Toader, președintele, directorul companiei de transport în comun Transbus. Vorbeam și în pauza publicitară, vorbeam cu dânsul despre câteva sisteme așa aplicate prin alte orașe, zice-se mai civilizate decât ale noastre, unde, culmea, deși cetățenii acelor orașe au posibilitatea de a merge lejer cu mașina și își permit, tot mai mulți dintre ei sunt atrași către sistemul ăsta de transport în comun. Eu v-am spus, am fost în Berlin. Îți lași mașina frumos în afara orașului, într-o parcare imensă, păzită, cu camere, da, cu bla bla bla. O cartelă este inscripționată imediat cu datele tale personale. Și o poți utiliza... Da, român fiind, da, merge și seria de la buletin. Iar cu acea cartelă te plimbi cu metroul, tramvaiul și alte mijloacele în comun. De fapt, cu toate mijloacele de transport în comun care funcționează în metropola respectivă. Când vom ajunge și noi la Buzău să avem așa ceva? O să avem. Asta înseamnă un oraș european digitalizat. Adică un city smart, cum e trendul acum, și să fac și din partea administrației buzoiene eforturi pentru a implementa un astfel de sistem. Sunt proiecte, din câte știu eu, în derulare pe fonduri europene legate de infrastructură și autobuze, pentru că modernizarea transportului buzoian, a transportului local, se va face într-un viitor destul de apropiat și se va face cu autobuze electrice, cu infrastructură, cu bandă dedicată, cu stații dedicate, cu panouri de afișaj în stații și alte funcționalități care te ajută să prestezi acest serviciu repet până îmi rămâne în minte, să facem acest serviciu la un standard ridicat de calitate. Îmi spuneați dumneavoastră că în planurile societății există deja un traseu pregătit pentru a implementa acest sistem într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat. Da, e vorba de un proiect, se numește achiziție de autobuze electrice, inițiat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în parteneriat cu ATU-urile din România, în speță și Buzău. Am accesat și noi pentru acest proiect. Buzău a propus un traseu, o rută, să o facem doar cu autobuze electrice, o rută eco, să-i spunem. Și din studiul făcut de noi și din calculul de capacitate și din cerințele pe care ni le-au solicitat cei de la minister, au reieșit o nevoie de 9 autobuze electrice de 12 metri, împreună cu stații de încărcare rapidă la capăt de linie și stații de încărcare lentă în cadrul garajului pe timp de noapte. Finanțarea este asigurată de Ministerul Dezvoltării, mare parte de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. UAT-urile participă cu cofinanțare de 2% și suportarea cheltuielilor eligibile din cadrul activităților proprii în cadrul proiectului. Ce traseu s-ar putea pentru... Deci noi am propus traseul 10 pentru că este un traseu circular și o rută intens circulată. E o rută destul de mare. Și am propus acest traseu pentru a implementa acest proiect. O să vină românii noaptea, buzoienii, să-și alimenteze și ei mașinile cu energie electrică de la stațiile dumneavoastră, mai ales de la alea cu încărcare rapidă, că românului nu-i place să aștepte, știți cum e. Deci, ca să vă spun pe scurt, așa, stație cu încărcare rapidă va fi dedicată exclusiv autobuzelor. Da? Stația constă într-un pantograf, trage autobuzul sub un pantograf, să lasă autobuzul 10 minute la încărcat, după care intră în traseu. Vom avea stații de încărcare lentă, cu priză, cum se încarcă orice automobil electric, la sediul nostru în Transbuz. Acest proiect este în curs de implementare, cred în acest proiect și din calendarul de livrări rezultă că undeva la începutul anului 2020 ar fi livrate aceste 9 autobuze. Îmi spuneați că ați fost în țările de jos, în Olanda, da, în speță. Da. La câți ani lumină distanță suntem de olandezi? Bine, că tot vorbim de energie electrică. Da, deci am rămas plăcut surprins de ce am văzut în Olanda. Am urmărit în special transportul public, deja este de formație profesională, cred.
Am urmărit foarte atent ce se întâmplă acolo. Din câte știu și din discuțiile care le-am avut cu furnizorul nostru de autobuze, am înțeles că undeva în 2020-2025 Olanda și-ar fi luat angajamentul că tot transportul public se va face doar cu autobuze electrice. Deci ei sunt un stadiu mult mai avansat de implementare și au făcut deja achiziții pe electrice. Am văzut autobuze electrice Vedele, același fabricant fabricantul autobuzelor pe care le avem și noi în circulație în Buzău, cele alb cu roșu. Și am văzut un sistem integrat de tarifare în care poți folosi foarte ușor un card, da, pentru orice deplasare se eliberează un tichet cu două călătorii și poți merge pe orice mijloc de transport. Asta înseamnă tramvai, autobuz, cu trenul. Au reușit foarte mult să digitalizeze orașul Amsterdam și probabil și că și celelalte orașe din Olanda sunt la fel, dar ce am văzut acolo m-a uimit. Sincer, ne dorim să întâmple și în alt lucrul ăsta. Eu cred că într-un viitor mai apropiat sau mai puțin apropiat se va întâmpla și în România în transportul public asemenea lucruri. Da, bine, olandezii iau și un obicei prost, cu ghilimele de rigoare, se plimbă foarte mult cu bicicleta. Este țara unde nebunești dacă vezi câte biciclete sunt. Ne întreabă cineva, sau ne dă o sugestie, dumneavoastră, de fapt. Eu doar sunt scrib aici, citesc, că ceea ce s-ar putea îmbunătăți pentru serviciul de transport în comun ar fi ca fiecare stație să fie trecută în Google Maps, astfel încât turiștii de la noi din județ, care sunt destul de puțini, fie vorba între noi, să se descurce mult mai bine, la fel cum este în Constanța. Ar fi utopic să comparăm Buzău cu Constanța, dar bănuiesc că un panou de afișaj cu Google Maps și cu traseele n-ar fi foarte imposibil. De acord. Noi lucrăm deja la ceva de genul ăsta. O să ne permită și sistemul pe care îl vom proiecta, sistemul de taxare și de taxare electronică, care v-am spus că o să aibă și alte funcționalități, numai taxare electronică. Și cred că putem face și noi, putem realiza și noi acest lucru. O investiție pe un proiect de genul ăsta putem realiza, am luat în studiu și putem face și noi același lucru. Deja pentru sistemul de management flotă, pentru noi, pentru a vedea autobuzele, deja noi stațiile în Google Maps le avem puse, le-am transmis furnizorului și putem vedea, noi ne putem vedea stațiile, autobuzele acum, în acest moment, unde sunt, în ce stadiu sunt, în grafic, în târzie. E un proiect pe care îl implementăm acum. Am achiziționat 30 computere de bord pentru toată flota, care este baza pentru acest sistem, pentru a monitoriza și urmări autobuzele, pentru management flotă mai exact. Concret, vor avea posibilitatea și clienții dumneavoastră, da. Cei care vin în stații și care nu au foarte multă răbdare, să monitorizeze dacă autobuzul luat pe care vor să le adânci și e mai aproape sau mai departe de stația respectivă? O să avem acum, am achiziționat recent 14 panouri de informare călători, da, pe care vom afișa în timp real linia care sosește și la câte minute sosește următorul autobuz pe linia respectivă. Lucrăm acum la un standard de afișare, pentru că acel panou nu-l putem pune oriunde, încercăm să creăm un standard care să ofere călătorilor cât mai multe informații și atunci vom face toate cele 14 panouri de afișaj, le vom monta la fel în cadrul acelui standard. Urmează după aceea să continuăm achiziția, să montăm în majoritatea stațiilor principale. Am mers pe varianta unde sunt noduri de linii, unde vin mai multe linii și atunci omul știe că în stația respectivă sunt 3-4 linii și la frecvența afișată vine următorul autobuz. Da. De zice cineva că sunt să nu se mai laudă de foarte mult domnul director, pentru că, și cităm, are foarte mulți șoferi care își bat joc de călători ținându-i în saună. Probabil se referă la autobuzele care nu sunt dotate cu aer condiționat.
Eu am spus ce zice clientul. Da, de acord cu părerea dânsului, eu respect. Eu am primit și eu sesizări, atât și telefonic, și pe mailul nostru, și pe site-ul nostru, pentru că avem acolo o rubrică de sesizări în care fiecare cetățean îți poate spune nemulțumirea sau mulțumirea față de serviciu prestat de către noi. Într-adevăr, dacă este să vorbim de autobuzele BMC, acelea nu au aer condiționat decât la șofer, care, din păcate, nici ăla nu este funcțional 100%, pentru că așa le-am găsit în starea aceea. Dar o să le repunem în starea de dinainte, când are aerul condiționat funcționat și la șofer. Dacă e să ne referim la autobuzele pe care le-am adus acum, au fost probleme, au mai fost probleme de climatizare, dar ținând cont că la noi temperaturile sunt foarte ridicate, deci dacă afară sunt undeva la 31-32 de grade, autobuzul este plin, vă dați seama că în autobuzul e undeva la 42 de grade, probabil. Sistemul de climatizare funcționează, dar nu are același efect ca și cum autobuzul ar fi mai puțin aglomerat sau, eu știu, mai puțin ocupat. Deci el funcționează, nu mai face față la capacitate, pentru că este foarte cald și de multe ori cei care s-au plâns că autobuzul este foarte aglomerat și aerul condiționat nu funcționează. Am trimis echipa de intervenție, aerul funcționa sau au fost și cazuri când s-a defectat, n-a mai funcționat, am retras mașina, am băgat altă mașină. Dar îi asigur pe utilizatorii noștri că facem tot ce ne stă în putință pentru a menține climatizarea în stare perfectă de funcționare. Da, domnul zice că a revenit cu mesaj și a spus că este vorba despre autobuzele achiziționate recent. Ne mai întreabă cineva și probabil aici e o problemă tot la fel întâlnită de un cetățean. Din Micro 14, câte autobuze trebuie să schimbăm până la Kauflandul cel nou? Am zis, hai să dăm și numele firmei că poate... Câte autobuze? Da. Că probabil nu e linie directă. Întrebare, o altă întrebare de la un telespectator, de fapt o sesizare. Unii șoferi au un vocabular și comportament execrabil. Aici vă recomand eu ceva, dacă sesizați așa ceva, este vina dumneavoastră că acum în era digitală nu scoateți un telefon să-i filmați. Adică românul îi place să reclame, dar nu îi place să ia și atitudine. Încercați să-i filmați pe șoferii care au un comportament execrabil. Publicați imaginile pe site-urile de socializare sau eventual trimiteți-le pe e-mailul unei televiziuni și vă asigur că vor fi văzute de mai mulți ochi. În contextul în care dumneavoastră reclamați ceva fără a avea o dovadă palpabilă, mi se pare un act destul de superficial. Dacă îmi permite să fac și o completare. Sunt convins că nu toți șoferii noștri dau dovadă de o atitudine corectă în timpul serviciului. Ce pot să vă spun, ce eforturi am făcut noi în sensul ăsta, pentru că avem foarte mulți șoferi, acum avem undeva la 148 de șoferi. Am încercat ca din recrutarea pe care am făcut-o și din selecția pe care am făcut-o și din discuțiile care le-am avut cu ei, le-am cerut la modul imperios să aibă o atitudine corectă și responsabilă față de călători. Câte șoferițe, apropo, că am văzut niște doamne șoferițe. Da. Câte șoferițe aveți? Cred că la acest moment avem 10 sau 10-12 șoferițe. Eu nu am nimic cu asta, chiar îmi place să avem șoferițe în cadrul echipei noastre, pentru că... Am întrebat și eu că m-am gândit că doamnele... În jură mai puțin și se comportă în general mai civilizat, de exemplu, pentru noi domni. Da, eu am observat că doamnele au o altă ținută la volan, sunt mai zâmbitoare, sunt mult mai atente, cred eu, nu știu, din ce am observat. Acum nu vreau să-i jignesc pe colegii șoferi, dar asta e părerea mea. Un alt cetățean îmi spune că există șoferi, e o sesizare pentru dumneavoastră, să vă notați acolo, să-i trageți de urechi. Există șoferi care nu opresc în stația de la depoul CFR. Nu știu ce linie este, acum a aflat și eu. Nu, îl rog pe domnul dacă are și când. Asta să-mi dea pe adresa de mail sau pe sesizări în data, numărul, linia și numărul mașinii, că nu au cum să nu oprească, deci este obligatoriu, opresc în toate stațiile, chiar dacă nu e nimeni în stație. Asta este regulamentul de transport, trebuie să respectăm.
Da, o să rog și pe colegul meu, Dan, să pregătească. Avem și câteva păreri ale buzoienilor. Le-am cerut părerea în urmă cu vreo două săptămâni, dacă rețin bine, referitor la această situație cu care se confruntă orașul nostru, eliminarea microbuzelor maxi-taxi de pe traseele municipiului. Hai să vedem ce au zis concetățenii noștri. Pe de o parte e bine. Pe de o parte, pentru cine e necesar, avem... Toate le scoateți? Da, așa e vorba, așa a zis primarul. Sunt destule autobuze, după mine, și mari se incomodează și eu. Deci maxi-taxi cam incomodează. O mare porcărie. Autobuzele astea sunt mari, sunt zgomotoase, consumatoare, de la ora 9 la ora 14 circulă goale și fac fum cât nu se poate. Este foarte grav ce s-a întâmplat. Deci mai bine și cu maxi-taxi. Transportul trebuie să fie flexibil, și mașini mari și mașini mici, okay, pe măsura cerințelor. Nu aducem buldozerul să stopăm o groapă de furnici. Ca să fiu cinstit, nu e idee rea. E bună. Asta e. Vor fi în stare cei de la Transbus să asigure și frecvența autobuzelor? Eu cred că da. Cred că da. Eu circul cu autobuzul. Am auzit și la radio, am auzit discuția. Eu am lucrat la Transbus, am fost controloare taxatoare ani de zile. Am plecat afară vreo 16 ani, am venit acum iar. Părerea mea este că care sunt privatizați așa, poate să le bage pe ruta țării, la țară. Să fie puțin mai des, dacă nu, să fie maxi-taxi cum era odată. Deci dacă se scot microbuzele, să fie și asigurate și frecvența autobuzului? Normal, cu dreptate. Circulați des cu autobuzul? Cu mic? Da, cu autobuzul. Și cu maxi-taxi. Cu ce găsesc mai repede, urgență. Nu folosesc atât de mult autobuzele, dar sunt de acord să fie o competență. Deci m-aș bucura să fie și cele de ale primăriei, dar și celelalte. Să fie concurența asta de piață. Da, aș dori o concurență. Mi se pare o idee bună, pentru că mai ales că încet, încet o să vină și autobuzele astea acționate electric, poluarea va fi mai mică, se face ceva mai... transportul va fi, zic eu, mai fluent. Da, eu când am ieșit pe stradă împreună cu colegul meu Viorel Șerban, fie vorba între noi, mă așteptam ca buzoienii să țină cu cei operatorii de maxi-taxi. Nu i-am ales, filmarea originală poate fi găsită la campus. Lumea destul de receptivă la ideea asta cu autobuzele Transbus singure pe trasee. Ia uita, să ne zice cineva de la, nu știu, XXX Mall, nu dăm numele firmei. Dorim și noi, cei care lucrăm la mall, sâmbătă și duminică transport la ora închiderii mall-ului, adică la 20:20. Vă face și o firmă de taximetrie acum, știți că vei. Pot să vă răspund la această sesizare. Am primit și eu la un moment dat o sesizare, să fie două săptămâni de atunci, tot din partea unor salariați de la care lucrează în zona comercială Carrefour Aurora, pentru că prin scoaterea maxi-taxi de pe traseul 5 nu acopeream ora 22 pentru de ieșire de la serviciu din zona comercială, nu acopeream această oră pentru cetățenii care ieșeau de la servici și mergeau către Podvadul Pași, unde este capătul de linie pentru linia 5. Pe sensul celălalt de mers de la Podvadul Pași către Micro 14, aveam la ora 22, aveam un autobuz. Am răspuns pozitiv, am analizat și normal, trebuia să răspundem pozitiv la această solicitare. Am rezolvat această problemă și pentru cetățenii care ieșeau la ora 22 de la servici din zona comercială și mergeau către capătul de linie Podvadul Pași. Tot atunci, și cred că mă gândesc că sunt aceleași persoane, au solicitat și sâmbătă, duminică la ora 22:15, la fel, să introducem o linie care în ambele sensuri, către Podvadul Pași și către Micro 14. Și am discutat, am spus că luăm în calcul și această variantă.
mă scuzați, luăm în calcul și această variantă, dar așteptăm să ne vină următorul lot de autobuze pentru a gândi programul în ansamblu cu toate modificările făcute astfel încât să le rezolvăm cerințele de mobilitate când ies de la serviciu, când intră de la serviciu sau în timpul zilei. Da, cineva, un riveran de pe Transilvaniei, o să citim, o să predăm toate mesajele domnului director. Este ultimul mesaj pe care îl citim pentru că nu mai avem foarte mult timp. Cineva se plânge că sau anticipează că da, nu va fi o frecvență decentă pe strada Transilvaniei. Pe strada Transilvaniei. Probabil 5 și 6 trasee. Da, 6, da. Nu. Se lucrează, chiar dacă va ieși maxi taxi, v-am spus, vom analiza și vom lua fiecare linie. În acest timp, până în august, luna viitoare, echipe mixte de la ADI și de la Transbuz monitorizează perioadele dimineața la prânz și după amiază pentru a ne face o imagine foarte clară a fluxului de călători și atunci vă asigur că vom lua cele mai bune, vom face cele mai bune acțiuni și corecții la programul de transport. Atât am avut timp, domnule director, să vă predau niște mesaje foarte interesante de la telespectatorii noștri. Aici punem punct ediției de azi a Cocktail. Încă o dată mulțumim domnului Gică Toader pentru că a avut amabilitatea și ne-a răspuns întrebărilor. În câteva minuțele, colega Magda Ionescu, vin mesajele continuu acum cu Dale Buzoianului. Noi ne vedem curând.